Stimați prieteni, bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi facem emisiunea noastră joi, pentru că mâine, 31 mai, în toate școlile va fi ultimul sunet. Și eu, ca de obicei, ca și mulți dintre cei care ne privesc, în fiecare an participăm la această frumoasă tradiție. Eu, dacă cei care nu cunosc, vreau să informez că mai bine de 10 sau 15 ani în urmă am lansat o inițiativă frumoasă în școala în satul meu natal. Eu în fiecare an merg la ultimul sunet și înmânesc câte o diplomă cel mai bun elev din fiecare clasă, din 1-a până în clasa 9-10, dacă sunt și mai mari. Deci mâine voi fi la Sadova și 5 sau 6 ani în urmă am început să implementez această tradiție și în satul de baștină a mamei mele, în satul Căpriană. Deci facem emisiunea astăzi, o să discutăm principalele evenimente ale săptămânii, în opinia noastră. Și o să mă refer la trei evenimente, cred că toți sunteți de acord că acestea sunt cele mai importante. Primul, vizita de ieri a secretarului de stat al Statelor Unitele Americii. Doi, pactul, așa numitul pact semnat de unele partide. Și trei, ce se întâmplă cu alegerile prezidențiale, candidat unic. Mulți mă întreabă, domnul domn, candidați, nu candidați, anunțați, nu anunțați, Ceban a spus că nu candidează, Chico a spus că candidează. Dacă aceste trei subiecte vreau să le abordez astăzi, succint, și după care o să răspund și la întrebările dumneavoastră. În primul rând, referitor la vizita domnului Blinken. Eu consider că orice vizită a unui demnitar de așa rang, de așa nivel, este un eveniment benefic pentru orice țară. Că vine ministrul de externe a Statelor Unite, că vine ministrul de externe a Rusiei, dacă ar veni, sau a oricărui alt stat important, jucători importanți mondiali, geopolitici. Eu consider că este un lucru benefic pentru Republica Moldova. Imediat Moldova apare în titlurile de știri la nivel mondial și eu cred că este un lucru bun pentru Republica Moldova. Deci toate criticile care sunt și au fost în aceste zile, înțeleg politice, ideologice, geopolitice, dar vizite de acest tip sunt bune pentru imaginea Republicii Moldova. Însă, apar câteva întrebări foarte importante. În primul rând, această vizită mai mult seamănă cu o vizită în preajma unei campanii electorale. Adică este o vizită a domnului Blinken cu iz electoral. Este evident că domnul Blinken a venit să o susțină pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale. Eu am o întrebare. Doamna Sandu, sunteți atât de îngrijorată și disperată că o să-l aduceți pe Blinken, pe Macron să împrăștie gazete în campanie electorală? Credeți că asta o să vă ajute? Eu nu cred că asta o să vă ajute. Doi, referitor la această vizită. Domnul Blinken a anunțat din nou că vine cu un suport major financiar pentru Republica Moldova. În primul rând, dumnealui a declarat că din februarie 2022, de când a început războiul în Ucraina, Statele Unite au acordat Republicii Moldova 774 de milioane de dolari gratis. Adică i-au donat. Mulțeți la 17 cursuri și o să vedeți că asta e jur de 13 miliarde de lei. Mai, unde-s banii? 13 miliarde de lei. Doar Statele Unite au donat. Asta e 6-7 miliarde de lei pe an. Că se fac exact 2 ani. Noi, nu doar polițienii, dar cetățenii vor să întreagă, dar unde-s bani? Eu vreau să le explic cetățenilor ce se poate făcut cu 7 miliarde de lei pe an. Dacă ei mergeau pe abordarea noastră, de exemplu, acești pensionari, noi când am fost, le-am dat 1000 de lei de Paște la fiecare pensionar. Dacă dădeau de Paște 1000 de lei și 1000 de lei la 1 octombrie de ziua oamenilor în etate, cheltuiau maximum 1 miliard 400 de milioane, adică 1,4 miliarde. Dacă dădeau în fiecare localitate, primărie din Republica Moldova, câte 5 milioane de lei la drumuri, noi am dat câte unul în 2020. Programul Drumuri Bune pentru Toți. Nu un drum făcut de spânul, de milioane îngropate, care și acum nu ne clarificăm ce e. Dar dădeați câte 5 milioane de lei în fiecare localitate, la fiecare primar. Spuneți că faceți în sat un drum. Înmulțit cu 1000 de primării, 898. Astea sunt 5 miliarde. Ia că ce se putea de făcut în fiecare an,
cu acești bani care ne i-au donat americanii. Pe de o parte ajutăm pensionari, pe de o parte dădem salarii la bugetari, la profesori, la medici, la personal tehnic, care la medici noi am majorat. Acum, unde eram eu? La Edineț, duminica trecută. S-a apropiat un angajat din sectorul medical, a spus, domnul domn, ați majorat la medici, vă rugăm să majorați și nouă bucătarilor, personalului tehnic din medicină. Exact aceeași problemă și în educație. Păi 7 miliarde de lei pe an cadou, se putea de făcut așa ca oamenii să simtă măcar ceva. V-ați simțit? Nu n-am simțit nimic. Am simțit numai bani plătiți prin tarife mai sus decât prețul, de câteva ori decât prețul în regiune. De aceea, când am auzit că domnul Blinken e gata să mai dea 50 milioane de dolari la reforma justiției, de că aici chiar a pus căpacul. Sau domnul Blinken nu știe și îl duce în eroare, sau deja ei n-au încotro și merg mai departe că păi și nu dau capul în gard. Toți experții, toți juriștii, experții veritabili, spun că reforma justiției e gata cu ea. E colaps tot ce s-a făcut ultimii 2, 3, 4 ani în domeniul ăsta, ultimii 10 de ani. Vine Blinken, încă 50 milioane de dolari. Știi cine s-a bucurat cel mai tare? Așa numiți reformatori ongiști. Că o să mai poată să mai sugă din 50 milioane de dolari. Că îi se duc toți banii ăștia, se duc la ongiști. O să poată să aranjeze rudele prin comisiile și prin secretariatele vetting, pre-vetting, să mai facă niște proiecte care nu le trebuie la nimeni. Dar milioane de dolari, milioane de zeci de milioane, sute de milioane de lei o să iei și o să-i cheltuie. Deci ea partenerilor americani. Eu nu știu cine vă dă așa sfaturi. Eu nu știu. Dar probabil vă dau ungiște cei care vă duc din nas toți anii ăștia. Ori nu știu ce angajați aveți la primărie care vă dau așa analize. Ei nu puteau să nu știe că e bardac total în reforma justiției. Așa că, domnul Blinken, welcome, bine ați venit. Văd că Maia Sandu s-a lăudat că exportă cireșe, măcar știi, nu se exportă cireșe și cum, în mare parte unde se duc. Dar eu speram foarte mult că o să fie alte accente în această vizită. Repet, iz electoral și bani aruncați în vânt care nimeni nu știe cum se duc. Acum, referitor la semnarea așa numitului Pact pentru Europa. Eu așa și n-am înțeles. Cei care au semnat, sunt conștienți ce au semnat? Acesta este pact pentru al doilea mandat a Maia Sandu. Punct. Voi ați înțeles unde v-ați băgat? Eu nu vreau să-i critic, pentru că sunt acolo și foști colegi, poate viitori colegi, Ceban, Chicu. Eu înțeleg că v-a pus în șah. Dar voi ați semnat un pact pentru susținerea Maia Sandu pentru al doilea mandat la președinte. Voi, pe de-o parte, criticați această guvernare, pe de altă parte, faceți jocul acestei guvernări. Nu are nicio putere juridică acest pact. Toți spun acest lucru. Doar este o foință care Maia Sandu, dacă așa, gamă. Unde stați, Oleg, dar noi în Moldova ia căutați. 13 partide. În primul rând, vreau să menționez că aceste partide nu reprezintă, conform tuturor sondajelor, nici jumate din cetățenii Republicii Moldova. Ratingul lor este jos. Și acesta nu este un pact de consens național. Un consens național, dacă doriți să semnăm un pact de consens național, care să unească societatea, nu să o dezbine, pentru că în acest pact voi dezbinați societatea. Dacă vreți să semnăm un document, haideți să semnăm un document pentru pace, pentru neutralitate. Semneze și stânga politică, noi reprezentăm împreună cu alți colegi stânga politică. Semneze și dreapta politică. Să dăm un semnal foarte clar societății că noi suntem împotriva războiului. Dar voi ce faceți? Semnați o fițuică care s-o ajutați pe Maia Sandu în alegeri prezidențiale. Unii lideri au înțeles probabil lucrul ăsta și au trimis, nu au venit ei. Băi, dacă e așa de important pactul ăsta și așa de strategic, nici nu au venit primele persoane să semneze. Ce trimis a doilea, a treilea om din partid? Cele mai importante partide din astea 11 care au semnat sau 12 sau acolo, au trimis a doilea, a treilea om din partid, nu au venit liderii. Înțeleg și ei că e o foaie care nu dă absolut nimic. Deci, repet, vreți societatea să o consolidăm?
haideți să semnăm ceva pentru pace, pentru neutralitate, pentru statalitate. Să dăm un semnal clar și rușilor, și americanilor, și românilor, și la toți, și la ucrainieni, că noi, toată clasa politică, nu vom admite ca Moldova să fie implicată în război. O să rămânem neutri. Sunteți gata să semnați? Mai Sandu și restul. Haideți să vedem. Probabil nu. Nu vă permit. Și al treilea subiect în ceea ce ține de prezidențiale. Și mai departe trec la întrebările dumneavoastră, care văd că vin. Mă întreabă lumea că eu merg pe în raioane. Azi, apropo, la 17:30 o să fiu în raionul Unghei. Mă invit la o întrevedere. Pot să intre oricare și cu carnet cu partid galben, poftim veniți, să răspunde la orice întrebare. Eu, comparativ cu guvernarea, nu închid ușile și chem doar membri de partid care îmi bat de palme. Toți care doresc, poftim. Astăzi, la Unghei, la ora 17:30, o să fie întrevedere unde eu să răspund la toate întrebările cetățenilor. Mulți îmi dau întrebarea, domnul Dodon, de ce nu anunțați candidatura dumneavoastră la alegeri prezidențiale? O să repet încă o dată. Și colegii din societatea civilă, colegii aceia veritabilă societatea civilă, experți veritabili, și unele partidele de opoziție au auzit și au văzut opinia mea în cadrul discuțiilor care le-am avut. Eu o să rămân pe poziția de candidat unic apolitic. Și o să rog și alte partide să lase orgoliu personal. Să încercăm să ne unificăm forțele în jurul unui candidat independent la alegeri prezidențiale. Eu nu vreau să repet familii pe care le-am dat nouă dată. Dar, repet, socialiștii vor face tot posibilul să fie identificat acest candidat unic, care să reprezinte un spectru mai larg, nu doar un partid. De aceea, o să reușim, ar fi bine. Nu se va reuși. Campania electorală începe pe data de 20 august. Noi mai avem timp și o să căutăm consensul în rândul opoziției. Noi, ca principala forță de opoziție, după sondaje, noi înțelegem responsabilitatea noastră, socialiștilor, pentru identificarea unui candidat unic. Deci, noi nu o să întoarcem masa acum, să stricăm paharele, că vrem noi și să țineți toți pe noi. Nu, nu o să fie așa. Noi o să dăm dovadă de maturitate politică și responsabilitate. Și chemăm la responsabilitate și pe alții. Am văzut că domnul Chicu a anunțat că participă. Ei înțeleg poziția. Înțeleg poziția partidului. Este treaba lor internă. Nu putem să criticăm sau să lăudăm treaba lor. Am văzut poziția domnului Ceban. Aici o să-mi permit să spun câteva lucruri. Noi cu domnul Ceban avem un dialog permanent. Probabil și astăzi o să am o întrevedere. Eu consider că domnul Ceban a făcut un pas matur politic. O spun sincer, eu am vrut ca domnul Ceban să participe la prezidențiale. Nu de ce e că concurență sau ceva, de ce e că el putea să acumuleze o parte din votanți care potențial ar vota pentru actualul președinte Maia Sandu. De ce eu chiar de multe ori când stăteam inclusiv în acest birou, spuneam, domnul Ceban, ar fi bine să participați, părerea mea, dumneavoastră decideți. Dar eu îi înțeleg poziția dumneavoastră. Este primul primar în ultimii cel puțin 20-25 de ani, eu nu mi-am duc aminte exact, care a câștigat din primul tur în Chișinău. Care a promis chișinăuienilor că se va ocupa de Chișinău. Ceban nu-i usat-i. Care a promis bălțenilor că se ocupă de Bălți și pe-mă fugi de acolo. Deci, în sensul ăsta, e clar că apreciez ceea ce a făcut domnul Ceban, ales să ajute chișinăuienii. Și noi, împreună cu dumnealui, în Consiliul Muncean, vom face tot posibil ca să mișcăm mai departe lucrurile spre bine în Chișinău. Referitor la alți potențiali candidați, eu cred că discuțiile vor urma, o să urmeze și săptămâna viitoare, o să vedem la ce ajungem. Acum, întrebările care vin, care obicei 15 minute. Так, посол ЕС Маржейск допускает вступление Молдовы в Евросоюз без Приднестровья. Мы не исключаем, что изначально в Европейский Союз может вступать только та часть, которая контролирует официальные власти, заявил на днях передачи. Что вы бы думаете по этому поводу? Я думаю, что если власти пойдут на такие шаги идти в ЕС без Приднестровья, это означает предательство Родины. Вот за это судят и сажают. Незаменимые ваши какие-то вещи, которые вы пытаетесь сделать против оппозиции. А это предательство Родины. И то, что вас на это толкает
посол ЕС, это намного, намного опаснее и серьезнее, потому что мы знаем, что вы не принимаете решения независимо. Вы делаете то, что вам говорят кураторы. Поэтому мы категорически против таких подходов. И если уже задали этот вопрос, вот на днях вчера я опубликовал позицию по поводу, что мы должны делать дальше. Вот моя позиция, я думаю, что позиция поддержит большинство граждан Республики Молдова, что хватит нас учить из-за рубежа. Мы хотим дружить со всеми. Но никто не будет думать о наших интересах, никто не захочет нам, чтобы у нас было хорошо, кроме нас самих. Поэтому не надо слушать никого ни с Запада, ни с Востока, ни с Брюсселя, ни с Киева, ни с Бухареста, ни с Вашингтона. Даже с Москвой нужно очень прагматично обсуждать вопрос. Во главе стола должны быть национальные интересы. Вот мы будем вести только такую политику. Поэтому, уважаемый господин посол, национальный интерес Республики Молдова – это единая страна вместе с Приднестровьем и Гагаузией, нейтральная страна. Если это противоречит вашему видению европейской интеграции, тогда нам такой европейской интеграции не нужно. Давайте раздеребанить страну, потом скажете, север как-то не так думает, юг там Гагаузы что-то на себе придумали, давайте сторону. И что, будьте маленький вагончик, неспоренная, страшенная, теленеж, где вас поддерживает. Поэтому мы категорически против такого подхода. Кум комментаз декларации Лутраян Басеску, как Молдова требуется чеде за Транснистрия, доковря... Это экзакт начало. Кум комментаз декларации... Ну, например, Басеску очедат то, что тут на Румыне, на Американе. Что он пеноснивец, минти. Давно, прошу, минти. Каутазы требовали в Астрии. Ну, не клариф, как у вас Сигуш Фервы. Я везу, когда у нас тари, фуарте тари спираться. Когда полезет президентальная Румыния, что Молдова, особенно, что пшедин, скажет, что кидет за Республика Молдова. Так я рау у гувернаре нормальная Республика Молдова, был экспульсовал пивосеску динцар. Петроша декларации, делики дали Республике Молдова. Да ну, я вем, не что традитой. Карну борс фака чеслокур. А куманца лезет, драчком читатен, дече, a fost corectă decizia când eu am retras cetățenii Băsescu, care apropo a fost acordată de fostul președinte până la mine, de domnul Timoftin, parcă sau nu știu cine, sau încă cei care erau interimari președință, Ghimpu, i-a fost acordată cu încălcarea legislației. Eu cred că bine am făcut. Что вы думаете о разработанных ПАС поправок, касаясь измены Родины, дезинформации в интересах другой стороны, предлагают тоже считать госизмены? Я думаю, что это делается для того, чтобы окончательно разрушить оппозицию и посадить, либо аннулировать гражданство для тех, которые являются угрозой для нынешней власти. Но они не понимают, нынешние власти, что это вернется бумерангом против них. На основании этого же закона следующая власть может лишить гражданства, либо наказать нынешнюю власть за предательство Родины. И прецедентов они создают очень много. Конечно, нам будет тяжело бороться с этим, но мы будем бороться. Но потом этим же методом мы ударим по Майе Санду и по ее команде. Ваши первые действия, если придете к власти – давайте сначала решим, как мы будем проводить президентский выбор. Но я думаю, что есть как минимум несколько важных вещей. Что самое важное? Это мир. Это мир. Я думаю, что нужно аннулировать и запретить любые военные учения с другими странами на территории Молдовы, исходя из нейтрального статуса. Я думаю, что нужно отменить вот эти вызовы резервистов, который каждый день наших детей, наших родственников под угрозой уголовного преследования призывает в военкомат, пугает людей. И так люди убегают из этой страны. Вы еще, этим еще больше вредите нашей стране. Это первое, что нужно сделать. Чтобы было понятно, что Молдова за мир. И не даст себя втянуть
в региональные какие-то войны, как на Украине. А дальше нужно заниматься экономикой, нужно заниматься социалкой. У нас есть конкретный план, как мы это будем делать. И мы это делали, мы знаем, как это делать. Нужно вернуть нормальный диалог с нашими партнерами, с Россией, с Китаем. Вот чем нужно заниматься. Работы очень много. Но у нас есть команда, и мы знаем, как это сделать. Габриэл Кален, кем фачим интервью Марі? Габриэл фачим. Гасін черкем... Ой, я сатам на витуарям с Фиула Фора Экономик для Питера, пропо с Нахрипен Тучинева. Но им привыкли к коллеги Демпартиду, делегации для студии Марин, кусит примарь, пошли из Драйвания, вем инвитацию, смерть для Питера, для Фора Экономик для Питера. Я че Габриэл, я кредка Ларе Венири, фачим он интервью, спромит публик. Аб ВГ Дайка. Когда вы будете в Бельцах? У нас диалог с Бузурным не клеится. Кто такой Бузурным? Он забирает озеро народа, поговорите с ним, может, он вас послушает. Не знаю, какое озеро, кто такой Бузурный. Но в Бельцах я буду завтра. У меня штаб северный с нашими заседаниями северных районов, поэтому завтра в 14:00 я буду в Бельцах. Вот тот, который задал вопрос, давайте после этого часиков 15:30-16 я пройдусь по центральной площади, подойдите, поговорим. 15:30-16 еще раз я буду на центральной площади Бельц. Подойдите, поговорим. Если кто-то еще хочет подойти, давайте, пожалуйста. Анатол Василакин. Несколько больших компаний объявили, что закрывают в Молдове свои фабрики в Каушанах, Фуджикура, на юге и другие. Что делать людям, которые остались без работы? Сколько еще можно терпеть этих неучей власти? Вот смотрите, они с одной стороны хвастаются, что привлекают иностранных инвесторов, что у нас все цветет и пахнет, а тысячи, повторюсь, тысячи людей остаются без работы только за последние несколько месяцев. Мы видим такие тенденции. Почему это происходит? Есть две, как минимум, причины. Первая. Нынешние власти, которые обещали помочь инвесторам, погрязли в коррупции. И не то, что не решает проблемы этих инвесторов, напротив, создают дополнительные должности. И второе, тоже очень важно. Нынешние власти для того, чтобы, ну, Майя Санду, премьер, то, что сохранится у власти, каждый день пугает началом войны, что вот русские придут, начнется война. Конечно, это отпугивает инвесторов. Вот почему это происходит. Что делать? Гнать в шею таких правителей. И у вас, и у нас будет такой шанс 20 октября. Вот 20 октября мы должны сказать свое слово. А не молчать где-то, и потом говорить, ой-ой-ой, почему-то вот так и так. Большинство же против этой власти. Так давайте 20 октября мы это вместе продемонстрируем своим голосом. Джорджеску Штефан. Усатость ценя при ноябре доме не дождь. Тика, и он чем банур мясо мергал Букреш, Петро Пуни, Локалев, Узюни, Триманш, Пиздея. Илор Мэнс Девена, новый лидер. Экспонент, есть Адеварат? Ну, Пибалаболи, Гревс и Комитес. Форте Грев. Ей фикарец промит, че ваша, ну со примит, ай да пей, ну со примит, да хек, и он зыск, ну что, ну лысаться, иди, ничего не тратишь сатенции. И когда фикари шаре джендаса, инклюзив дома чеба. Анжела Бутнар, здравствуйте, Игорь Николаевич. Можете ответить на вопрос по поводу республиканского стадиона? Кому продали? Анжела, стадион продали американцы. К сожалению, пока я был президентом, ну, к счастью, пока я был президентом, мы это все блокировали. Ну, своими возможностями, какие у нас были. Когда у нас было и правительство, мы сделали все возможное, чтобы ничего этого не происходило. Хотя тогда посол Соединенных Штатов очень на это настаивал. Но пришли нынешние продажные руководители, которые все продали с потрохами. Можно ли это вернуть после? Ну, давайте посмотрим, потому что для того, чтобы там построить что-то, нужно еще, чтобы было решение муниципального совета. А у нас есть 6 советников в муниципальном совете, которые являются ключевыми. Конечно, есть вероятность, что Чемам проголосует вместе с ПАС, и у них хватает голосов. Но еще раз, это должно пройти и через муниципальный совет. Мы это не поддержим. Социалисты это не поддерживают. Галина Буну. Анте Юни Зива Интернационала купил. Майя Вря Щева Диуропа. Майя Щевря. Насадцопи Майя. А Републики. Стимас Претень. Калип чей сучинт, Ива Муцумеск, репетинг у даты, Ива Фин территорию, Аса за Сунт Лаунгень.
la 17:30 apropiați, este anunțul, rețele de socializare, unde puteți vă apropiați. Mâine voi fi la Bălț, am ședință cu colegii mei din teritoriu, dar dacă doriți să discutăm, poftim la 16, în jurul orilor 16, o să fiu acolo, lângă piață din Bălț. O să fiu acolo, apropiați-vă, o să discutăm cine are întrebări și duminică la ora 10. Sunt două evenimente importante la care vreau să vă invit. Bine, unul nu-l organizăm noi, dar unul la mine în sat. Duminică va avea loc festivalul căpșunilor la Sadova. La ora 10, colegii producătorii din sat se pregătesc. Eu vă invit să mergeți la Sadova. Știți, în fiecare an este un eveniment foarte frumos organizat de sadoveni, de băștinașii mei. Și duminică eu voi fi la ora 10, de asemenea, întâi merg la Soroca. La Soroca este un festival foarte mare, deci ne vedem și la Soroca, în nordul țării, duminică, după care, după masă, sper să ajung și la Sadova să gust căpșunile. Vă urez sănătate, succese și cu Doamne ajută!